nu, Oscar a plecat de la... Eu. S-a dus la... acasă. Oscar s-a dus acasă la Alexia. S-a întâlnit cu un cățel. A întrebat, unde? Ai văzut pe undeva unde este casa mea? Oscar s-a întâlnit cu o pisicuță. Și apoi a fugărit-o toată ziua. Și Oscar s-a întâlnit cu un săpun. Vindu! A alunecat pe săpun și s-a dus de mermeleacul. Foarte frumos! Mai departe, ce a mai pățit Oscar? A fugărit săpunul până l-a abandonat în stradă. S-a plicitit de ei la școală. Vrea la grădină apoi, Oscar. Giulia, ce a mai făcut Oscar? S-a întâlnit cu un hamster și l-a fugărit până a ajuns la o grădiniță. Așa, deci a fugit după șoricii al mării Oca, a ajuns la grădiniță cățelușul Oscar. Ce faci acolo? Eu mai mă gândesc. A văzut o pisică. A văzut o pisică și... După ce a văzut pisica, a fugărit-o până i-a văzut stăpâna și s-a dus la stăpână. Ok, a ajuns la stăpâna pisicii și... Și stăpâna s-a dus cu cățelușul acasă. A văzut o pisică și mai o fugărit odată. Și cățelușul a plecat acasă. S-a pus în vas și s-a culcat. Apoi s-a împiedicat de piatră, s-a dat în stăgol și a căzut în groapa cu noroi. Aoleu, și? După aia Oscar s-a dus acasă. Din nou? S-a băgat în pat. Așa murdar de noroi? S-a spălat. S-a spălat. Și după aia i-a lăsat.